Lupta cu diavolul. Învățăturile duhovnicului Arsenie Boca. Răbdarea este cea mai mare putere asupra răului în lumea aceasta, spunea deseori părintele Arsenie Boca. Supranumit și Sfântul Ardealului, Arsenie Boca a lăsat posterității o serie de învățături menite să-i ajute pe oameni, la care cu timpul au fost adăugate și mărturiile despre personalitatea sa. Despre diavol, spune că umblă pe valurile acestei lumi și că are peste 800 de corăbii sau hristoși mincinoși ca să atragă lume. Lupta cu diavolul este o temă pe care părintele Arsenie Boca a abordat-o în multe dintre lucrările sale. Iată câteva sfaturi de mare profunzime ale părintelui Arsenie Boca. Calea mântuirii este calea pe care a mers Dumnezeu însuși ca om adevărat, ca să ne dea nouă îndrăzneală. Ceea ce era odinioară corabia lui Noe, astăzi este biserica lui Hristos cel cu crucea. Ea umblă pe valurile acestei lumi și îi cheamă pe cei prigoniți. Arca lui Noe avea ușile încuiate pe din afară, biserica însă le are deschise. Diavolul umblă pe valurile acestei lumi. Are peste 800 de corăbii sau hristoși mincinoși ca să atragă lume. Cum ajunge cineva pradă înșelăciunii? Aici răspund celor ce se țin mai presus de biserică și sfinți. E destul să le aducem aminte de înșelăciunea în care au căzut jidovii, ucigătorii dreptilor, primii călători la iad cu scriptura în mână. Nu după scripturi au răstignit ei pe Dumnezeu. Scriptura e de vină. Mintea lor cea strâmbă, care nu îi lasă să creadă, ci nici să înțeleagă scriptura. Mântuitorul a întemeiat numai o singură biserică, nu 800. Unii s-au învrednicit încă de aici să petreacă nevăzut cu sfinții, ca să fie cercetați de Maica Domnului și de puterii cerești și chiar pe Domnul să-L vadă. Scria părintele Arsenie Boca în volumul Lupta duhovnicească cu lumea, trupul și diavolul. Păcatul este înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. Părintele Arsenie Boca considera că de la rău vin toate lucrurile mărunte, grija și teama pentru ziua de mâine, oricum ne descurcăm într-o anume problemă. O caracteristică a diavolului este că este cel mai mare pisălog pe capul omului, obsedând mintea chiar și în vis, cu învățăturile lui. Păcatul este înfrângerea morală a sufletului de către un gând. De aceea, toate gândurile trebuie spuse înainte de a se întări și de a birui mintea, căci, de îndată ce sunt spuse, le pierde puterea de a obseda, a supri, stăpâni mintea. Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia. Înrădăcinarea obiceiului păcătuirii duce întocmirea sufletească și trupească a omului până la neputința de a se mai împotrivi sau chiar până la a nu vrea să se mai împotrivească. Lucrarea împotriva firii îi se face omului a doua fire, firea fără de legii sau legea păcatului. Asta e tot una cu pierderea libertății voinței. Totuși, omul, slăbindu-i puterile, își dă seama că robește vrăjmașului, căci de unde odată pruncii vavilonești erau micuți și îi lua în glumă, acum s-au făcut bărbați și îi simte cum îi fură puterile, iar lui, din multa păcătuire, i s-a stins puterea voinței de a se împotrivi. Când avea puterile întregi, nu asculta povața, iar acum, când nu le mai are, le-ar întoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de unde.
toată vigoarea tinereții, o dă cui nu trebuie. Iar bătrânețea hârbuită umblă să o dea lui Dumnezeu. Ne spune Arsenie Boca în volumul Mare îndrumător de suflete din secolul 20. Și tot cel ce-i plin de iubire are în sine pe Dumnezeu, iar cel ce nutrește ură are în sine pe diavolul, mai spune Arsenie Boca. Iar dacă Dumnezeu este iubire, atunci ura este diavolul. Cine nu iubește certarea sau sfătuirea, n-are minte. Pe vârful limbii călărește satana. Nu primești o cara. Pierzi mântuirea și devii jucăria lui Sarsailă. Cei ce ne critică sunt mai aproape de adevăr decât cei ce ne laudă. Îngăduie Dumnezeu să-ți auzi păcatele tale, cele cu mintea. De o ocară nu te speli apărându-te, ci însușindu-ți-o, ne mai spune Arsenie Boca. Răbdarea este cea mai uriașă putere asupra răului în lumea aceasta. Cei ce biruie lumea nu sunt nici de cum o adunare de neputincioși, o turmă de inactivi, oricât s-ar părea răbdarea răului o slăbiciune a binelui, ci ei sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii au biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe, iar despre nevoința care dovedește răbdarea și credința sfinților, putem spune că e singura cale îngăduită și în stare să mistuie puterea răului și să o facă fără rost și fără vlagă în lume. Răbdarea răului sau umilința în credința lui Dumnezeu este cea mai uriașă putere asupra răului în lumea aceasta. Ne spune părintele Arsenie Boca, în același volum, Mare îndrumător de suflete din secolul 20. Sfântul Părinte ne mai învață că diavolul este marele sforar al relelor. Păcatele împotriva noastră înșine duc la învârtoșarea inimii. O cunoaștem cu toții, o cunosc și eu, dar ele mai duc și la întunecarea simțirii de Dumnezeu, ne mai spune părintele. Sunt cele 7 păcate de căpetenie sau păcate de moarte: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, pisma, mânia și lenea. Între acestea 7 se află și rădăcina relelor, lăcomia stomacului sau Dumnezeul cel mâncăcios al trupului. Acesta trebuie ars cu postul și scos afară, căci de nu va fi ars și scos afară, iată să vedeți cum crește și se întinde acest pom al diavolului, acest Dumnezeu mincinos al trupului, și anume iată cum lăcomia stomacului o drăslește dintr-o dată din rădăcină o puzderie de ramuri, din care mai arătoase sunt 3, mânia, desfrânarea și iubirea de avere. Trebuie să mai știți un lucru, și anume că păcatele sau patimile au 2 fețe, una a omului și alta a diavolului, sau 2 laturi, una văzută și una nevăzută. De acolo, din umbră, sunt conduse și sporite toate patimile noastre. Diavolul, marele sforar al relelor, are slugi sau căpetenii pentru fiecare patimă. Așa să înțelegeți cum întotdeauna patimile le-au numit sfinții părinți prin chiar dracii lor. Astfel, dracul lăcomiei de avere, dracul lăcomiei stomacului, dracul mâniei, dracul curviei și ceilalți. Le-au numit așa pentru că aceste păcate sunt conduse din umbră de diavolul și le-au numit după căpetenia care lucrează din umbră, ne spune părintele Arsenie Boca în volumul Despre lupta postului cu relele. Viața noastră nu e a noastră, este a lui Dumnezeu,
pentru că El ne-a dat-o. Și dacă ne-a dat-o, ne dă și o chemare. Nu noi decidem ce este mai bine de făcut cu viața noastră. Dorințele noastre stau de multe ori împotriva voii lui Dumnezeu. Bine este să fim într-o stare de ascultare, de receptivitate față de Dumnezeu, ca să înțelegem ce vrea cu noi. Ascultarea aceasta înseamnă o relație vie cu El, un dialog, adică rugăciune. Dar nici să ne rugăm nu știm. De aceea ne arată Mântuitorul însuși cum trebuie să ne rugăm, lăsându-ne ca model Tatăl nostru, care începe cu facă-se voia ta. Nu e rău să ne rugăm pentru sănătate, pentru că de multe ori astfel de rugăciuni au fost ascultate și mulți s-au vindecat. Atunci însă, când nu primim aceasta, înseamnă că mai de folos ne este boala decât sănătatea și că trebuie să o primim și pe ea tot ca pe un dar. Boala poate însemna, dacă este purtată cu răbdare, cu supunere, fără revoltă, o biruire a trupului, a dorințelor trupești și sufletești, o omorâre a egoismului, pentru a lăsa loc Duhului să crească în noi, pentru a face loc harului pe care Domnul vrea să ne-l dăruiască. Ceea ce lipsește vieții noastre în cel mai înalt grad este tocmai harul. Fără el putem fi nefericiți, măcar că nu ne-ar lipsi nimic, nici sănătate, nici avere, iar cu el suntem fericiți în pofida tuturor lipsurilor pe care le-am putea avea. Suferința este într-adevăr o piatră de încercare. Este un examen teribil prin care trebuie să trecem. Și așa este. Prin această încercare, unii devin mai răi, iar alții devin mai buni. Unii se umplu de ură, de răutate, alții se detașează de ei înșiși și se apropie de Dumnezeu. Nu putem duce singuri suferința, asta e sigur. Dacă ne desprindem de Dumnezeu în suferință, sigur vom cădea. Dacă te doare ceva, este absolut necesar să te rogi ca Domnul să te ajute să poți răbda și te va ajuta până vei ieși la liman. Diavolul nu se ostenește mult cu bogații, îi încătușează lesne cu bogății și îi duce la pierzanie. Iată așadar de ce Domnul a spus că celor ce se încred în bogății le este foarte greu să intre în împărăția lui Dumnezeu și că mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Atitudinea naturală a unui creștin nu este să își țină în mod prudent gura pentru a supraviețui, să se retragă într-o ascunzătoare comodă atunci când lumea moare în jurul lui, ci să schimbe lumea prin dragoste.